Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei care vor să mă asculte. Știu că a fost echinocțiu, știu că a fost lună nouă, dar și voi știți că sunt într-o situație mai specială. Însă, să vedem dacă totuși aș putea să fac ceva legat de lună nouă, lună în creștere. Din punctul meu de vedere, luna nouă nu e doar în noaptea aceea, ci 2-3 zile înainte și după, ca și la luna plină. Însă, aș vrea această etalare să se refere mai degrabă la anul nou pe care l-am început pe 20. Anul nou care s-a serbat în câteva locuri ale lumii, o să vorbesc, poate o să fac o mică prezentare în scris despre acest moment foarte important. Am spus la începutul anului calendaristic al nostru că anul acesta pe mine m-a prins într-o dispoziție altfel, dorința de a ieși din programele cu care ne-am obișnuit cam toți. N-am mai sărbat Revelionul atunci, acum să e altă situație, dar dacă n-ar fi fost situația de acum, aș fi sărbat astăzi sau ieri sau alaltă ieri Revelionul. Așa cum este și normal, pentru că adevăratul an începe în acest moment foarte special, echinocțiu de primăvară. Și pentru anul 2023, adevăratul an 2023, eu vreau să fac o etalare acum și posibil o să încerc și pe zodii, dacă vă interesează. Începând din martie, 20 martie 2023 până pe 20 martie 2024. Haideți în principiu să vedem ce ar putea să iasă la modul general, trecând de predispoziții astrologice de zodii, ci ceea ce simțiți voi că vă atrage și are ceva să vă transmită. Am ales, amestecat cărțile, deja au venit niște mesaje în plus, înainte să vorbesc, să etalez, o să citesc și cărțile care au ținut musai să transmită un mesaj în plus. După cum vedeți, aveți deja trei variante. Prima variantă, aceasta, Ethereal Vision, numărul 1, numărul 2, Gilded Tarot. Și cărțile sunt cam așa, ca să știți. Numărul 2, numărul 3, Light Seer's Tarot. Cărțile arată cam așa. Am și clarificatori și o să încerc să fac cruce celtică, n-am mai făcut de ceva timp n-am mai făcut cruce celtică. După cum vedeți, am și coarne, parcă sunt de berbec, deși nu știu dacă sunt de berbec, s-ar putea să fie de taur, dar în fine, tot cornute, tot încornorate, tot încoronate. V-ați ales, sper, ia. Da, v-ați ales, eu îmi pun seturile de cărți deoparte, să știți că las muzica, sper să nu vă deranjeze. Spune așa, elimină toată energia negativă, refacerea corpului și a minții, eliberarea melatoninei. Las muzica pentru că am un cățeluș în curte care cam latră. Latră mai mult decât e cazul, e tânără și neliniștită. Și nu cred că vreți să o auziți pe Nera. Preferați această muzică, sper. Deci, v-ați ales cărțile la mulți ani sau, să zic, în persoană, că în persoană știu și acolo s-a serbat acest an astrologic, Barak Nuruz, pentru cei care ați ales numărul 1, Ethereal Visions. Haideți să vedem ce mesaje au venit, cam astea au venit și apoi o să începe talarea. În primul rând a venit 8 de cupe și justiția. Lăsați în urmă lucrurile care v-au dezechilibrat, care nu v-au împlinit emoțional, poate și pe alte planuri, dar în mod special sufletește, nu v-au împlinit. Lăsați în urmă și mergeți cu răbdare, nu știu, în ce ritm mergeți, înspre echilibru. Vi se va face dreptate mai devreme sau mai târziu, în această transformare emoțională și nu doar emoțională, și mentală și conceptuală,
veți descoperi că vi se face dreptate și că începe să deveniți mai echilibrați, pentru că 8 de cupe anterior nu era echilibrat, era un 7 de cupe care visa, eventual avea opțiuni și nu știa ce să aleagă, sau visa, se gândea prea mult și nu știa să manifeste, sunt multe variante. Ideea este că 8 înseamnă transformare, casa 8 a morții și a renașterii, transformare emoțională, mentală, chiar energetică cu această bătă. Interesant, mi-atrage atenția această figură și mă duc cu gândul la eremit. Seamănă cu eremitul ca și concept, într-o altă variantă, să zic, mai sentimentală, dar nu e doar atât, cred că e mult mai mult. Eremitul, deci Peștera, Scorpion, eremitul ar fi zodia Fecioarei într-un anumit aspect, poate pe casa 6 sau aveți acolo planete și balanță. Dar vă eliberați încet, încet de lucrurile care v-au dezechilibrat, care v-au creat iluzii, confuzii și neîmpliniri. Și mergeți către relații echilibrate, către dreptate, către înțelepciune. Temperanța susține această justiția și temperanța. Iar contracte în echilibru, contracte care vă vindecă, iar vindecarea este susținută și de stea. Vedeți cărțile? Mergeți într-o direcție în care veți ști să alegeți. Dacă până acum n-ați știut că ați avut opțiuni pentru că v-au creat alții confuzii, iluzii, decepții, ce-or fi fost și voi și alții, că așa facem. Nu doar alții sunt de vină, suntem și noi de vină, pentru că ne lăsăm așa atrași în acele stări pe care ei ne le creează. Cu voie sau fără de voie. Cred că doi de monede, a venit invers, doi de monede era în perioada în care erau aceste dezechilibre, într-o formă sau alta. Chiar dezechilibrele emoționale creau și probleme financiare și incapacitatea de a alege sau de a renunța. Bine, și renunțarea e tot un soi de alegere. Ideea este că a venit doi de monede invers. Doi de monede invers merge către valetul de monede. Un nou drum. Un nou drum pe care pășiți cu răbdare. Cu dorința de a învăța. Valetul de monede este un ucenic. Un ucenic dispus să studieze pentelete ce are de descoperit. Ce? Dreptatea, echilibru emoțional, credința. Eventual, chiar misiunea voastră, unii dintre voi vă veți descoperi încet, încet, în cine știe cât timp, dar mai ales în acest an, veți înțelege care e misiunea voastră. Știți ce simt pentru unii dintre voi? Un mesaj. Justiția ține de contracte, de karmă. Poate să fie și căsătorie, poate să fie și contract la locul de muncă sau pur și simplu relații karmice. Văd temperanța la mijloc și steaua. Temperanța ține de săgetător, balanță, săgetător, vărsător, semne de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn, am zis Fecioară la un moment dat prin eremit. Cam toate sunt. Bănuiesc că vor apărea și celelalte semne în timpul etalării. Ideea este că, ce văd eu? Văd că mergeți către vindecare emoțională, spirituală, iar conceptuală, și învățați în primul rând să vă echilibrați. Sau mai bine zis, să gestionați relațiile karmice și misiunea voastră în viață. Care misiune, da, se atinge destul de greu, steaua e mult mai departe decât soarele, să nu uitați această noțiune, acest adevăr. Soarele este în sistemul nostru solar, steaua este în alt sistem. Poate unii descoperiți că veniți din alte zone, dar hai să nu merg până acolo cu mesajele, decât pentru cine trebuie să audă. Însă, eu simt că vă veți vindeca de, da, bine, profund, vreau să zic profund, vă veți curăța energetic și vă veți vindeca de niște relații karmice.
Și odată ce veți face acest lucru, se va echilibra, se va îndrepta viața voastră, veți vedea cum se face justiție, într-o formă sau alta, sau veți auzi, sau eu știu, pur și simplu, vă veți simți în echilibru. Steaua și temperanța spun că veți comunica și cu divinitatea altfel și cu îngerii voștri protectori și cu ghizii voștri spirituali. Veți comunica. Eventual, veți învăța cu acest valet de monede, da? Veți învăța să comunicați, să vă vindecați, să credeți în cazul în care n-ați crezut suficient de tare sau n-ați înțeles că aveți o misiune și v-ați plăcut sau v-ați blocat în relații karmice care nu v-au fost de folos. Dar și așa, relațiile karmice care vor mai fi, vor fi în echilibru. Sunt și relații karmice mai puțin dramatice, mai puțin toxice, care au o doză de karmă. Oamenii respectiv au o obligație față de voi, voi față de ei, dar lucrurile se întâmplă în echilibru. Pentru scopuri înalte, nu ca să vă tragă în jos. Asta simt. La capătul setului de cărți aveți, interesant, artistul, veți învăța să manifestați o nouă lume. Și mare lucru în această perioadă, să manifestați o nouă lume. Artistul, mi se pare superb, 23, interesant, vorbim de 2023, anul 2023. 23. Dar 2 și cu 3 înseamnă 5, 5 este mare preot. Ieșiți din tradiții, din restricții și învățați, repet, să vă proiectați înspre stea, înspre îngerii voștri protectori, înspre ghizii voștri, cei care vă inspiră lucruri mai bune. Veți învăța să aduceți în viața de zi cu zi ceea ce creați în 5, în 6 de cei care sunteți mai avansați. Ia uite! Vă veți vindeca de minciuni, ia uite, de minciuni și oameni egoiști care au încercat să... Acum soarele între 7 de spade și 8 de spade, văd totuși în viața unora o persoană egoistă care a încercat să iasă în evidență și... În fine. A creat niște probleme, voi știți, dar vă veți vindeca. În legătură cu manifestările, veți manifesta stabilitate financiară, veți manifesta o nouă dragoste. Și am zis, vindecarea de cei care v-au tulburat viața se va realiza la un moment dat, nu știu dacă e cuvântul corect, dar ăsta vine, se va împlini, mai bine zis. Cu opoziția voastră care va fi total opusă de ce ați experimentat până acum. Poate pentru unii veți lucra cu publicul sau veți avea în preajmă un personaj care lucrează cu publicul, dar care a trecut tot prin probleme ca și voi. Cei care nu veți lucra încă la nivel public, veți învăța. Mai devreme sau mai târziu, cei care vă veți descoperi steaua voastră, misiunea voastră, veți înțelege ce am vrut eu să spun în această prezentare. Veți înțelege. Hai să vedem. Numărul 1. O dată. De două ori. De trei. 2023. Regele de cupe. Vine cineva care atrage atenția. O persoană care vă iubește. Probabil că va veni cineva în viața voastră să vă ofere nu doar o cupă, ia uite, regele și regina de cupe, nu doar o cupă, ci o relație stabilă sau un proiect victorios. O relație și, cum să spun, empatică, nu musai sentimentală. Poate pentru unii poate să fie sentimentală, romantică, dar pentru alții să fie o relație empatică, în care cei doi se înțeleg și lucrează la un proiect și au succes. Apropo de public, exact ce am zis mai devreme.
zis, cruce celtică, central, ia uite, cavalerul de spade. Ceva blochează, regina de monede. Trecut apropiat. Viitor. Ia să facem asta. Vedeți cărțile? Sper. Prezent. O să și clarific. Sfat. Artistul. Revine artistul ca și sfat. Învățați să manifestați. Valetul de monede este un student. Poate unii încercați să faceți artă, să-ți dați la arte. Acum poate să intre mai ușor, nu știu. Sau să studiați o formă de artă, dans, muzică, neapărat, da, sunt multe forme de a face artă, dar nu obligatoriu. Am zis, învățați să manifestați. Exterior, nu, de pupeu să clarificăm. De ce vă este teamă? Aici o leacă teamă că acest proces de vindecare poate durează mai mult decât vă așteptați voi sau nu vă veți echilibra viața, pentru că tocmai ați trecut prin foarte multe și încă, ia uite, totuși ce vă doriți? Vă doriți relații de reciprocitate. 7. Interesant. Ce veți reuși? Cărțile pe care le-am văzut mai devreme. 7 de... Da. Exact cărțile pe care le-am văzut mai devreme, că le-am amestecat în fața voastră. Dar. 7 de monede, dar urmat de celelalte. Las așa. La capătul setului de cărți. 6 de cupe. 6 de spade. Exact 7 de cupe. Vedeți exact ce am zis mai devreme. Lăsați în urmă, că ați văzut 8 de cupe. 8 de cupe vine după 7. Deci, lăsați în urmă, 6 de spade asta face, lasă în urmă apele tulburi și mintea tulburată de persoane false, de persoane care v-au speriat, v-au creat iluzii, care, în fine, povestiți și voi pe această variantă ce considerați că vă reprezintă. Știți ce mai, apropo de Marele Preot, văd aici niște mătăni, eu asta văd acum, îmi atrage atenția. Sunt oameni care au fost religioși și v-au creat confuzie, au trăit în iluzii, chiar ei au trăit în iluzia. Unor religii sau, dacă nu religii, poate să fie, știu, idei fixe, fanatisme. Noi ținem cu steaua, știi, sau cu, eu știu, Dinamo, de ăștia, genul. Am glumit și eu, dar, ia uite. Aici este. Știți ce mai simt? Da. Au fost iubiri, da, iubiri. Mai moarte, 8 de cupe, nebunie. Separări de o iubire mare. Însă, aceste separări și trădări în dragoste și nu vorbesc doar de dragoste romantică, oamenii pe care i-ați iubit, poate să fie și familie. Și colaboratori v-au trădat. Nu mai stați în acest 7 de cupe să le acordați, eu știu ce, plusuri. Nu. Am zis că lăsați în urmă aceste situații și mergeți către 6 de cupe. Către, se vede, la un moment dat, poate mai spre jumătatea anului, sfârșitul anului, nu-mi dau seama când, variază de la om la om, dar veți merge către un suflet perechi care vă înțelege. Un suflet cu care ați mai fost și în alte vieți. E o relație darmică la 6 de cupe. E o relație darmică. Știți ce simt acum? Veți merge către un loc în care vă simțiți ca acasă. Poate să nu fie locul în care v-ați născut, dar locul în care mergeți vă aduce aminte de, eu știu, alte vieți, de copilărie, într-o formă sau alta, vă creează un sentiment de stabilitate, de încântare. Dar, clar, și veți merge, vă veți întâlni cu un suflet pereche, care este foarte... Ce
ce este, imediat dați-mi voie să simt. Ce frumos! Vedeți, dați în urmă cupele acelea goale pe care le-ați lăsat în urmă cu acest suflet pereche. Puneți cu o floare în fiecare cupă, de ca și când învățați o lecție și din lecția aceea va sădi ceva cumva la un moment dat. Floarea asta se va transforma într-un pom, într-un rezultat, în ceva. Și floarea are și această calitate de a vindeca, nu? Drăgălășenia și suavitatea ei vindecă. Vindecați niște traume, decepții, împreună. Deci unul pune, unul culege florile și celălalt le pune în cupe. Ce frumos! În fine, hai să sperăm că reușesc să spun tot ce am de spus. Central, cavalerul de spade. Probabil că niște vești neașteptate, legate, poate, de o rudă, de mama voastră, de un personaj cu care ați avut o relație pe termen lung în această perioadă. Eventual, în această perioadă, pentru că este central și blocajul, lucrurile acestea ar putea să vibreze tot anul. Niște evenimente neașteptate. Cavalerul de spade este la fel de brusc ca și turnul. Geme în balanță, vărsător, taur, fecioară, capricorn, în mod special. În sufletul vostru, știți ce simt? Vreți să aflați adevărul în legătură cu un personaj, oarecum. Oarecum nu musai materialist sau poate concentrat pe bani sau concentrată pe bani. Ați vrea să aflați adevărul. Sunt multe idei care îmi vin acum. Pe de parte, vreți să aflați adevărul cum să... Cum să vă echilibrați viața și cum să depășiți niște situații conflictuale, mare parte datorată unor alte persoane fixate pe material mai mult decât este normal. Sper că am fost clară. Regina de monede vă blochează. Accesul la un adevăr, la niște informații, dar, dragii mei, cavalerul de spade, cu el nu te joci. Nici cu cavalerul de bâte, dar cu cavalerul de spade, chiar nu te joci. Când acest cavaler, interesant, care are un cal alb, are intenții bune, în sufletul vostru vreți să descoperiți un adevăr, eu asta simt. Și îl veți descoperi. Pentru că la baza acestei povești, ceva legat din anul trecut, din anii anteriori, aveți un 5 de bâte, conflicte. Semnul leului sau casa cincea sau concurență sau prieteni din copilărie sau rude sau neamuri sau tot aia e. În fine, colaboratori, oameni conflictuali. Deci la baza acestei povești, probabil, pe lângă șaptele de cupe, aveți de lăsat în urmă și conflictele cu anumite persoane. Nu știu dacă această regină, voi știți, regina de monede, are legătură cu aceste conflicte. Nu știu, o să clarificăm. Dar regina de monede, în principiu, este o energie bună, însă blochează. Vedem și la clarificare. Poate este cineva care încearcă să intre brusc cavalerul de spade în sufletul vostru și voi îi blocați cu o energie stabilă. Există și varianta asta, dar vedem. Deocamdată, dacă ar fi să citesc la modul cel mai simplu, aș spune că, da, în ultima vreme vă gândiți, cu regele de spade și cavalerul de spade, vă gândiți de ceva timp, cum să? Manifestați stabilitate într-o situație conflictuală, da. Poate nu-i cuvântul potrivit situație. Pe coordonate conflictuale.
vă gândiți. Dar mai aveți nevoie de niște informații și acestea vor veni undeva în sufletul vostru. Aș spune că, ce interesant, începeți o cruciadă. Eu citit mult despre cruciade, de-aia probabil îmi vin și ideile astea. Am fost obsedată de cruciade. Poate că ar fi frumos să revedeți, cei care ați văzut, cei care n-ați văzut, să vedeți Regatul Cerului. Vă recomand acest film. Interesant. Posibil sunt oameni tradiționali pe care trebuie să-i depășiți într-o formă conceptuală și energetică. În prezent aveți un 4 de monede. Sunteți oarecum concentrați pe stabilitatea voastră și nu este nimic rău, pentru că sunt vremuri turburi și crize financiare și este bine să vă concentrați pe resursele voastre. Pentru că știți că aveți de manifestat, nu? Aveți de manifestat din 5, din 6 de să aduceți aici pe pământ, în materie, într-o formă sau alta, ceea ce vi s-a să realizați, cât ar fi de frumos. Și pentru asta aveți nevoie de o bază. Nu-i rău în asta. 4 de monede e ok în acest concept. 9 de bâte. 9 de bâte în viitor. Anul acesta, la un moment dat, cândva, veți deveni foarte... Nu știu cât sunteți acum. Poate acum sunteți în 7 de monede, 7 de bâte, dar veți deveni foarte defensiv cu cei care au fost conflictuali. Deci aici este trecutul îndepărtat, aici este un viitor. După cum vedeți, ieșiți în afara gratilor, îi puneți în spatele gratilor pe ei. Îi țineți la distanță și vă păstrați totuși o bâtă cu care să dați de pământ pe cei care încearcă să vă atace. Veți fi foarte determinați. Cartea, să zic, a săgetătorului Chiron. Veți învăța din toate suferințele prin care ați trecut, despre care am vorbit chiar de la început. Noi, e casa a noua lui Jupiter, a profesorului, a călătorilor peste hotare, a ghizilor, a învățăturii de calitate. De-aia mi-am adus aminte și de Eremit când am văzut 8 de cupe, că și Eremitul are numărul 9. Ideea este că veți pune granițe personale și veți învăța cu 9 de bâte și cu cavalerul de spade. Cine a încercat cândva să vă creeze haos în viață, nu cred că va mai reuși. Am spus, sfatul este să învățați să manifestați de acolo, din 7 de cupe, să nu fie doar un vis, ci în acest proces de transformare emoțională și conceptuală despre care am vorbit chiar de la început, să aduceți visul în realitate. Și aveți cărți care susțin. Și am zis, regele de spade este o energie a voastră mentală, care stă, gândește și l-am dat. Toate aceste gânduri vor exploda. Nu știu, se vor direcționa către inimă, că este central, și vor, nu știu dacă e chiar cuvântul potrivit, exploda, veți simți un impuls de a trece peste blocaje, peste conflicte, peste tradiții, peste... O să vedem ce înseamnă exact regina de monede, dar... Ideea este că da, eu văd că totuși influența exterioară ar fi un personaj care e destul de egoistă. 9 de cupe. După cum vedeți, 9 de cupe arată altfel în aceste de cărți. E un personaj care își blochează inima. Ar putea să fie chiar regina de monede. Bărbat, femeie, nu contează. Oameni care se gândesc doar... Vedeți? Doar la bani, trestuță. Doar la bani. La bani și la satisfacțiile lor emoționale. Influență exterioară, dar, repet, o să mai clarificăm. Deci, vă este teamă de temperanță? Vă este teamă, eventual, că ați pierdut în aceste situații? Prin care ați trecut contactul cu ghizii voștri spirituali, că v-ați pierdut echilibru, că mai durează procesul de vindecare, dar e doar o teamă peste care veți trece. Ce vă doriți? 6 de monede în acest an și poate nu-i doar în acest an,
Vreți relații echilibrate? Apropo de justiția pe care am văzut-o, vreți relații echilibrate? Cât dați să și primiți? Să nu dați mai mult decât primiți, să nu dați nici mai puțin, nu cred că e cazul, dar să nu dați mai mult decât primiți. Ce veți realiza? 7 de monede. Veți cu răbdare. Dacă țineți la aceste resurse în această perioadă și veți învăța să manifestați, să creați, să vă creați. Aici este sfatul, că asta face artistul, creează. Să vă creați viața voastră, dincolo de provocările care sunt. Veți învăța să investiți în... în proiecte, în relații, în oameni care vă vor aduce roade. 7 este numărul acestui an. Veți vedea în acest an roadele muncii și ale strădanilor. 8 de spade și soarele. Iar soarele înseamnă lumină. Veți vedea unde v-ați blocat, unde ați stagnat. Cele două reprezintă și stagnare și blocaj și karmă. Într-un anumit concept, dar veți vedea cu soarele unde v-ați locat, de ce ați stat pe loc, lucrând în grădina altora sau chiar în grădina voastră, dar fără succes. Și veți înțelege mai multe lucruri. Unde v-ați mințit cu 7 de spade, poate chiar voi v-ați sabotat. Repet, crezând în ceva ce nu v-a priit. Spiritual, conceptual... Luați-o cum vreți, găsiți câte cuvinte mai vreți noime. Ideea este că vă veți vindeca de acest autosabotaj, că uneori nu vrem să vedem, că stăm pe loc în relații care nu se merită. Sau nu merită. Zic și eu așa mai popular românește, da? Nu merită să ne blocăm în situații care ne pun în așteptare. Poate voi v-ați blocat în așteptând pe cineva. Nu e cazul, da? Pentru că acel personaj probabil că mințea, fugea, nu. Veți vedea cu soarele și asul de cupe confirmă vindecarea de care poate că vă e teamă că nu vă veți vindeca, dar clar că vă veți vindeca. Și nu doar că vă veți vindeca, veți cunoaște și o nouă dragoste pentru unii dintre voi. Și în primul rând veți învăța să vă iubiți, pentru că 8 de cupe merge către 9 de cupe. Cât am vorbit? Wow! Hai, fuguța! Uite, sunteți în doriu unii dintre voi? Sau cineva regretă, da, faptul, un aventuros regretă faptul că a fost... n-a fost corect cu voi. Probabil că e un personaj care era căsătorit sau într-o poziție de autoritate sau într-un contract care a avut momente frumoase, poate chiar și pasionale, dar ceva s-a întâmplat, a fost o nedreptate, că nu întâmplător a venit justiția. Și acel personaj poate regretă faptul că nu a fost corect. Nu știu. Eu am dat mesajul, dar hai să vedem. Cavalerul de spade. Clarificăm. Cavalerul de spade pentru numărul 1. Ia uite, Marea Preoteasă! Ho, ho! Vrei să aflezi niște secrete? La capătul setului de cărți, am zis că sunteți... începeți să deveniți defensiv și combativ în același timp. Lăsați în urmă, Marele Preot, niște tradiții. Lăsați în urmă niște tradiții. Vă vindecați, deveniți mai puternici, manifestați fericire și tot ce v-ați dorit, dincolo de acele tradiții care v-au ținut pe loc. Pentru unii dintre voi. Nu știu, simt să fie pentru cineva semnul gemenilor în secret. Marea Preoteasă, gemeni și pești, pentru unii, nu pentru toată lumea. În secret... doresc ceva, o relație echilibrată, generoasă. Mesaje, diferite mesaje. Mai dăm Regina de Monede. Regina... Uf, ce a venit invers? Ia uite, 5 de pâte. Regina de Monede a fost clarificată de 5 de pâte și avem aici... scuzați-mă, avem aici, undeva în trecut, un depărtat, 5 de pâte. Eu cred că este o rudă de-a voastră conflictuală cu care nu vreți să mai aveți conflicte.
Și știți, cavalerul de spade e destul de scandalagiu în varianta sa negativă, cu 5 de bâte care apare de două ori, odată în poziție normală, odată invers, unii dintre voi ajungeți la o înțelepciune. Intuiția vă spune că nu e cazul să te mai ceri cu acel personaj, că orice ați zice și bine și rău, personajul acela este cum este, concentrat pe bani. Ia extraordinar, regina de monede, obsedat de bani, obsedată. Ia uite. Are tendința să manipuleze orice ați spune, orice ați face. Mai dăm o carte pe această mare preoteasă și cavalerul de spade, sunt mesaje și mesaje, însă central. Ia uite, exact, v-a trădat acest personaj. V-a produs multă suferință. Verbal. Sau mai bine zis, prin cuvinte. Dar încheiați 10 și 10, vedeți? 10 și 10, 20! Judecata, renașterea. Veți renaște. Intuiția vă spune că nu e cazul. Da, nu e cazul. Ia uite. Trebuie să vă transformați, să începem iar cu 8 sau continuăm cu 8, da? Să vă transformați, să fiți puternici ca să manifestați ce artistul manifestă. Fericire, relații echilibrate, relații frumoase, de dragoste, de abundență. Ia uite, a judecat apare iar. Cum, despre trecut mai puțin vorbim. Haideți să vedem în prezent. Frate, norocul. Totuși aș mai vrea o carte pe roata norocului. Ce carte? Nu, de... Vreau un special să iasă 3 de spade. Și voi și diavolul, dar... Această schimbare nu este ușoară. Veți mai simți aceste dureri. Dar, ia uite, regele și regina de spade și marea preoteasă. Intuiția, acea transformare despre care am vorbit va fi foarte în avantajul vostru. Încercați să vă concentrați pe acea transformare emoțională și mentală. Poate vă va afecta un pic independența, vă va afecta financiar, că văd că aveți 4 de monede. Nu e ușor să treceți prin acele trădări, prin această eliberare de niște oameni conflictuali. Sau poate oamenii conflictuali v-au oferit un anume tip de stabilitate financiară, tradițională. Dar 8 de spade. Mai! Măi, nu vă supărați! Nu vă supărați, dar... Cineva v-a făcut. V-a făcut ceva. Însă, e frumos când apare regina de spade. Am zis, voi deja vă gândiți. Și revin la cavalerul de spade. Veți dori să aflați adevărul și îl veți afla. Și în momentul în care veți afla, veți tăia legătura, stringurile cu acest personaj, obsedat de bani, obsedat de a manipula, de a crea conflicte, de a vă lega. Poate chiar a făcut și magie. Magie să nu aveți bani, să fiți legați, să nu ieșiți în public. Sunt multe variante. Însă, adevărul este că există speranță. Uite, îi veți spune la punct. Vă veți transforma viața. Uf, totuși mai dăm o carte. A, era regina de spade. Ok. Hai să pun pastea la loc, totuși. Ah, 4 de monede în prezent. Iar apare. Interesant. Steaua, lumea și cavalerul de spade. Asta este, veți afla un adevăr, într-un mod neașteptat. Veți afla un adevăr sau cineva va comunica cu voi. Același cavaler de spade. Gemeni, balanță, vărsător. În fine. Pe de o parte, simt că încheiați capitolul cu personajul foarte agresiv, verbal și poate chiar financiar, șantajist, aveți sau șantajistă sau în fine. Aveți pe cineva în spate pe care îi lăsați. Veți încheia acel capitol și vă veți vindeca. Steaua reapare cu un scop. Și 9 de monede, ia uite. Ho, ho, unii dintre voi vă veți... Dacă vă căsătoriți, ar fi minunat. Dacă vă doriți, puteți. Nu e obligatoriu, dar... Prezent.
Cineva de la distanță vrea să vorbească cu sine, cu voi. Ține foarte mult să comunice cu voi. Acel personaj. Poate personajul care vrea să comunice cu voi de la distanță, distanță mare, de peste hotare, ține la voi, a trecut prin ce am zis mai devreme, dacă nu sunteți voi sântiți și veți afla adevărul, Cavalerul de Spade spune adevărul. Da. Ce sunt clarifici? 9 de cupe exterior. Clarific, încă am vorbit despre artist, este frumos. Fiți artiști, creatorii vieții voastre. Valetul de monede, ce fi zis gemeni? Așa a ieșit, poate că are legătură. Taur, Fecioară, Capricorn, Peștrac, Scorpion. Însă, iată. Un personaj care simte multe pasiune, dar care ascunde un contract, un job important sau o căsnicie, pardon. Este dor de voi cu 5 de cupe, este dor să, să vă țină în brațe, să se simtă bine, să vă, eventual să vă iubească, să vă cucerească, e dor de ceva ce s-a întâmplat între voi. Aici este influența exterioară. Dar personajul ăsta este cam egoist, nu arată. Ia mai dăm o carte pe acest 9 de cupe și valetul de monede. Hai să vedem ce nu arată. 8 de cupe. Băi, deci chiar 8 de cupe și 7 de spade. Deocamdată, veți auzi la un moment dat, deocamdată în această perioadă ascunde dorința de a avea o relație pe termen lung cu voi, pentru că vă găsește foarte, vă consideră foarte atractive. Influența exterioară, un personaj. Dar, mai dăm o carte. Wow! Acest personaj vrea să se transforme? Dacă voi v-ați găsit misiunea și sunteți pe calea voastră cea bună, vindecați, că văd totuși. Cei care vindecă sunt tot timpul atacați energetic, întâlnesc oameni care au probleme și care trebuie vindecați. Acești oameni sau acest personaj, sau poate sunt niște oameni, dar cred că totuși un personaj care a fost egoist, care a oferit mai puțin decât putea să ofere, dar care ar vrea să lase stilul acesta imatur și egoist în urmă. Da, uite, ar vrea să lase. Cu diavolul și soarele este egoist, da, egoist, egoistă. Însă, pentru e posibil acest personaj să vrea să renască, să se transforme sub influența voastră. Voi știți, voi hotărâți, sunt diferite mesaje. Sunt toate, aproape toate zodiile. Capricorn, Soare, Leo, Scorpion, vedem. Influență exterioară. O să încerci acest personaj. Poate să fie un fost. Un fost, o fostă care să încerce să se împace cu voi. Mare grijă dacă se întoarce și aveți momente sexuale, să nu încerce să obsesia de a avea un copil cu voi ca să vă lege, mare grijă. Însă hai să vedem totuși 6 de monede. 6 de monede. Șase de monede, marele preu și 6 de spade. Dacă a fost un triunghi amoros, cineva a fost căsătorit și s-a întâmplat ceva sau într-un contract neapărat căsătorie, lăsați în urmă 6 de spade, lăsați în urmă aceste lucruri. 5-6-5, de fapt 6-5-6, de fapt 6-5-6. Chestiunea locul de muncă, aș spune. Pe de altă parte, am zis, vreți să lăsați în urmă apele tulburi și să mergeți către relații echilibrate.
contracte spirituale înalte. Oameni înțelepți. Și veți reuși acest lucru. 4 de iauri. Și niște evenimente neașteptate vă vor învăța cum să vă protejați, aud, cu regele de spade, să vă protejați casa, relațiile. Clarificăm asul de cupe. Am vorbit așa. Sper să mă țină bateria, dacă nu fac... Ia, regina de spade. Gemeni în balanță vărsător. Încă o carte. Cine asul de cupe? E ceva cu gemeni. Gemeni, tauri, cineva între gemeni și tauri? Taur? Taur, gemeni. Pe de-o parte. Dar sunt două energii feminine. Poate că trebuie să alegeți. Sunt între două energii feminine. Una foarte generoasă, una foarte tăioasă, pe de-o parte. Pe de altă parte, veți învăța în această nouă dragoste și în această transformare și vindecarea voastră, veți învăța. Nu știu, îndrăgostiții mă trimite cu gândul la gemeni și gemenii sunt influențați de Mercur, cel care învață, acumulează informații, esteți. Veți învăța să vă echilibrați mintea, da, exact, mintea și inima. Minunat, minunat, felicitări vă doresc. Succes, iau pe doi de spate. Să vă ascultați intuiția cu marea preoteasă central și să rostiți când trebuie. Și când, da, într-un mod neașteptat. Tăceți, acumulați informații, ascultați ce vă spun îngerii, ghizii voștri și apoi rostiți direct ce trebuie, adevărul. Și veți manifesta abundența, apropo de artist. Veți manifesta abundența. Învățați să manifestați, dragii mei. Hai să vedem. Cât am plătit o grămadă și mă ține bateria. Mesaj de la înger pentru voi. Extraordinar! Dragostea adevărată e așa un pic, dar e pe cale să... A venit prima, dar am zis că e pe cale să... Deocamdată în prezent încă mai aveți în preajmă oameni care... Vă mint sau am văzut mai devreme, dați în urmă cărțile, dar vă echilibrați, veți atrage această nouă dragoste în viața voastră. Da, da. Eventual, poate această nouă dragoste să fie chiar o persoană care n-a arătat că vă iubește până acum și o să vă arate la un... Ce frumos, dar îmi place cartea! Listen, 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 vedeți? Listen with your heart și pe cea, cum a venit... Listen, Marea Preoteasă ascultă și e chiar pe inimă central. Ascultați-vă inima, ascultați inima și vorbiți. Când simțiți voi ghidajul, dar așa, în comunicare foarte directă cu Cavalerul de Spade. Foarte interesant la numărul vostru. Sper că v-a plăcut și vouă și vă veți da timp să meditați la toate câte le-am spus până acum. Și, dragii mei, dacă a apărut dragostea adevărată, chiar dacă e pe cale să, nu mai contează în cât timp va. Trei împărăteasă, nu e, va fi una dragoste. Această dragoste una într-o viață de om. Ce frumos! Mă bucur mult de tot pentru voi. Chiar dacă n-am reușit să fac etalări la începutul anului, fac acum, că de fapt anul acum începe, din punctul meu de vedere și al altora. Adevăratul an acum începe. Oh. Vă pup. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Și să ne reauzim la următoarele etalări. Până una alta, aveți grijă de voi, da? Hai să vedem. Cei care ați ales accese de cărți. Magicianul și Marea Preoteasă. Probabil...
că va trebui în acest an să învățați să manifestați creștere spirituală. Printre toate câte aveți... Ia, stai că a apărut și aici ceva. Ia. E un set de cărți foarte influențat de portocaliu. Probabil unii dintre voi, majoritatea, sunteți generatori sau aveți o energie creatoare și sexuală foarte intensă cu portocaliu. Dar 3D. Ce m-a apărut? E cam asta. Aha. Da, uite. Cavalerul de bâte și 9 de cupe. Magicianul, interesant. 3 de cupe. Ori aveți de-a face, ați avut de-a face cu un personaj foarte atractiv, magicianul și cavalerul de bâte, printre prietenii voștri sau mai petrecăreți. Wow, super atractiv personajul acesta. Berbec, săgetător leu, gemeni, fecioară sau, eu știu, din punctul meu de vedere, orice, 9 de cupe și 3 pești, drac, scorpion, în fine. Dacă a fost o aventură între voi și cineva aventuros, cred că schimbați energia și mergeți către o situație, un proiect, o relație, ceva stabil, 9 și cu 1, 10, oameni care vă oferă stabilitate. Dacă voi sunteți independenți, independente, mai aveți nevoie de un plus ca să vă creați, știu, colaborările acelea fructuoase, glorioase. Dar evident că nu le puteți avea cu oameni care vin și pleacă. Dacă ați avut asemenea personaje în preajma voastră, schimbați energia, veți schimba energia. Posibil personajul era de la distanță cu 3 de bâte, distanță mai mare, mai mică. Va dori în această perioadă, la un moment dat, cândva, să se împace cu voi, pentru că va avea parte de o trezire cu turnul. Turnul, să știți că este numărul 16, de fapt, este 7 și este 7 numărul acestui an. Cu turnul și cu judecata, cine a fost, cum am descris eu mai devreme, poate sunteți voi, poate sunt oamenii, eu știu, persoanele, bărbați, femei cu care ați avut de-a face, poate, eu știu ce-o fi fost. Oamenii aceștia vor dori la un moment dat în acest an să-și schimbe stilul de viață. Știu că pare ciudat. Dacă nu ei, voi sigur nu veți mai vrea să fiți în preajma unor asemenea oameni. Veți vrea relații serioase pe termen lung cu care puteți crea lucruri deosebite și care să nu vă țină în colivie, nu, în afară coliviei. Romanță și stabilitate în același timp. Ce ar mai fi de spus judecata? 3 de bâte. Cu 3 de bâte așteptați de mult timp, interesant, o veste de la cineva. Și va veni într-un mod neașteptat. Așteptați vești. Așteptați să comunicați cu cineva de la distanță și va veni această comunicare într-un mod neașteptat. Și comunicarea aceasta neașteptată vă va dărâma niște idei care nu-și mai au rostul acest an. O să fie chiar impresia că i-ați iubit. Și vă veți da seama, stai, de fapt, ce am găsit la acel personaj? Sau veți înțelege? Ia, 3 de bute, interesant! Veți învăța să credeți. 3 de bute așteaptă cu credință. 3 de bute așteptați de mult timp ceva. Dar veți învăța în această așteptare lecția, sau care ar fi, nu, exprimarea nu este corectă. 3. Chestiune de comunicare. Da, veți învăța că toată această așteptare, acelei comunicări, mesaj de la cineva de care v-ați separat, interesant, apare Marea Preoteasă, va învăța, de fapt, așteptarea respectivă, distanța va învăța să vă ascultați intuiția. Intuiția, Marea Preoteasă și judecata, îngerii voștri protectori. Asta a fost scopul acelei așteptări, nu mesajul în sine. Da, interesant. Nu mesajul în sine, nu ce vă va spune persoana contează, veți înțelege că, de fapt, ce ați primit intuitiv de la îngerii voștri în această așteptare a contat mai mult. Credința, păstrarea credinței, a direcției, a
unor lucruri. Interesant! Numărul 3. De, 3? Nu, vreau să zic 2. Poate că ar trebui să ascultați și numărul 3. Nu știu. Hai să vedem. Numărul 2. Temperanță. Da? Să aveți răbdare în această așteptare. Să vă echilibrați emoțiile și pasiunea și impulsurile. Să vă vindecați de tot ce vă sensibilizează în acea relație sau, eu știu, ce o fi de sensibilizat, știți voi mai bine. O dată, numărul 2, de 2 ori, de 3 ori. 8 de monede. Concentrați-vă pe banii voștri. Lăsați în urmă cupele goale. Concentrați-vă pe banii voștri. 8 și cu 1, 9. Posibil că este tăcere între voi și acel personaj de la distanță. Personaj foarte, probabil, stabil financiar. Poate că are și un statut familiar special. O, are responsabilități. Poate că are și un copil. Sau dacă n-are copil, are responsabilități, are bani, are stamină. E atracție fizică intensă între voi, posibil, dar este imatur emoțional, pardon. Și dacă acest personaj a pus tăcerea între voi și ei, eliberați-vă, 8 de cupe, și concentrați-vă pe banii voștri. Da. De ce aveți? Aveți multe talente de descoperit în acest nou de eremitul, da? În această tăcere aveți foarte multe de lucrat, emoțional, financiar, conceptual, spiritual cu voi. Aveți creștere spirituală de făcut. Lăsați în pace pe ei deocamdată. Ce va fi, va fi. O să vedem ce apare. Ia. Mai amestec o dată? Ia. O dată, de două ori și de trei ori. Părăteasa și mai avem. Cine o fi atât de stupid să blocheze o împărăteasă și să tacă în fața dragostei? Nu știu, dar e stupid. Stupid. Împărăteasa și regina de cupe. Eu asta am văzut. Cineva care fuge de dragoste. Ca dracul de tămâie am auzit. Da. Central, regele de cupe. Dragoste mare. Ce blochează această dragoste? Valetul de monede. Niște chestiuni financiare, dar mai vedem. Poate diferență de vârstă între voi, nu știu, între voi și cineva. Poate un copil al cuiva, nu al vostru, al altei persoane, poate e copilul vostru și nu vă puteți bucura de dragoste, așa ziceți voi, dar nu e așa, este o iureală, scuzați-mă. În fine, trecutul îndepărtat în dragostiții, opa așa, apropiat steaua, gemeni. Vărsător, pești, drac, scorpion, taur, fecioară, capricorn, în trecut gemeni, în trecutul apropiat, vărsător, așa că vă place vostru, zic așa ceva, în viitor, aș spune scorpion, dar poate să fie gemeni, balanță, vărsător. Dar, o să clarificăm, nu cred că e al vostru, sper că nu e al vostru de spade. În prezent, 4 de cupe, da, refuzați și ei rămân fixați pe... Dar mai vedem la clarificare. Sfatul, 10 de monede, am zis, concentrați-vă pe banii voștri că aveți de creat o legacy, cum zic ei, o moștenire, aveți de creat o, nu mă zic, avere. Ceva foarte special și nu doar conceptual, ci și practic. Nu știu, să creați o casă, o afacere, aveți de creat ceva, concentrați-vă, poate și pe familia voastră, sfatul, dacă aveți familie. Dar dacă nu aveți familie, concentrați-vă pe... Ce aveți voi de făcut? O să și clarificăm totuși exterior, nouă de bute, cineva încearcă să vă blocheze, eventual. De ce vă este teamă de valetul de bute, de o atracție fizică între voi și cineva? Ce vă doriți? 10 de cupe. Da. Fericire.
o relație de familie și fericită, dar și cu reușite profesionale, financiare. Ce reușiți să faceți? Deocamdată construiți această fericire. Oh, ce frumos! Va veni o nouă dragoste. Undeva la locul de muncă sau... Hai, ai, ai. Care vă vindecă de multe dezamăgiri, de multe dezamăgiri și multe așteptări. Intuiția, am zis? Am zis chiar de la început, intuiția în acea așteptare. Ați dezvoltat intuiția. Intuiția v-a învățat sau v-a șoptit că nu e cazul să mai plângeți după cei care v-au pus în așteptare și v-au rănit sufletul. Intuiția v-a îndemnat să vă ordonați mintea, să vă vindecați și să vă găsiți independența. Și în momentul în care sunteți independenți, sunteți pe picioarele voastre, vine și colaborarea, vine și dragostea și veți putea crea ceva de succes între voi și persoanele potrivite, nu cei care vă pun în așteptare. Dar lăsăm așa deoparte. La capătul setului de cărți, 4 de pâte, temperanța, uf. Puneți capătul unei relații în care un personaj poate să fie soțul cuiva sau șeful cuiva sau un personaj cu bani v-a manipulat. Da, cu magicianul 3 de cupe și cavalerul de bâte v-a manipulat, v-a pus în triunghiuri amoroase, personaj care călca în afara, eu știu dacă era căsătorit în afara căsătoriei, puneți capăt. Just death. Așa, și vă vindecați. Vă vindecați și vindecându-vă, exact ce am zis mai devreme, într-o altă variantă, să zic, conceptuală, energetică, vindecându-vă și echilibrându-vă, vă atrageți stabilitate, colaborări fructuoase, poate chiar flacăra geamănă pentru unii dintre voi. Central, regele de cupe. Deci aveți un suflet mare, central. Poate că iubiți profund pe cineva, poate că... Poate. Dar până la persoana pe care iubiți, aveți un suflet mare cu regele de cupe, cel mai mare suflet. Cel mai mare suflet. Pești, rac, scorpion. Poate că aveți în suflet un personaj cu marcaj puternic în pești, rac, scorpion, pe care, știu, îi iubiți foarte mult, eu știu. Dar că sunt ei în sufletul vostru, ai o altă poveste. Important este că sufletul vostru îi cuprinde. Da? Îi cuprinde. Și dacă ei sunt mari, energetic, sentimental, și voi sunteți suficient de mari ca să-i cuprindeți. Da, ce ciudat. Eu dragoste aș spune mai veche. O să clarificăm sau nu știu? Nu știu, nu doresc să clarific. Arată prea frumos. Eu dragoste veche, dar probabil... Poate că ar trebui clarificat. Voi știți că ține de domeniul trecutului. E o dragoste. E o atracție puternică între voi, posibil flacăra geamănă. Dar în ultima vreme ați învățat acea așteptare, intuiția, ați crescut spiritual. Posibil să fie distanță totuși între voi și acest personaj pe care l-ați iubit sau i-ați iubit, posibil să fie ceva. Am văzut și dezamăgirile, da? Am zis, dacă ați fost dezamăgiți, vă veți vindeca. Ia uite, vă veți vindeca. Vă veți regăsi vitalitatea, pasiunea. Însă, în ultima vreme, eu aș spune că ați învățat să credeți, exact ce am spus la 3 de bâte, ați învățat să credeți, să vă ascultați intuiția, să creșteți spiritual. Să vă orientați spre viitor, interesant, și mai puțin spre trecut. Frumos, asta e nemaipomenit.
În prezent sunteți un pic cam supărați, 4 de cupe. Dar eu zic că o să treceți peste această supărare, pentru că vă doriți dragostea, 10 de cupe, fericirea și o veți avea. Veți lucra la ea. Și nu singur, veți lucra la un moment dat cu sufletul vostru pereche. Ideea este că apare acest valet de monede care blochează. Poate să fie o altă persoană între voi și persoana dragă. De partea voastră, de partea lor, dacă a fost distanță și tăcere între marea voastră dragoste, poate că ați cunoscut o nouă persoană, variază, sunt multe variante, că sunteți mulți, dar voi trebuie să recunoașteți care vă reprezintă. Taur, Fecioară, Capricorn, poate unii dintre voi, ca să... O, da, dacă știți că iubiți pe cineva la distanță, sau cineva vă iubește și e distanță mare și simțiți că... Am văzut 3 de bâte de multe ori, da? Și simțiți că acea distanță vă face rău, vă rănește sufletul, blocați voi această dragoste începând să studiați ceva. Aici este posibil, voi îi blocați pe aceea, undeva îi puneți, știți cum, în ce sens, îi puneți într-un compartiment în inima voastră, da, ok, simt pentru acest personaj, atracție, la 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 la, dar e la distanță, poate persoană publică, poate eu știu ce o fie, căsătorită, sunt multe variante. Sau ei sunt într-o poziție mai sus decât mine, într-un fel sau altul, sau decât voi, nu decât mine, da? Și ar fi și varianta ca voi să fiți aici, valeții de monede, doritor să descoperiți o nouă abilitate, să studiați ceva, cum să creșteți financiar, că aici este valetul de monede, crește, merge către 10. Pas cu pas, cu răbdare, la modul foarte studios. Descoperiți un talent foarte special, cum să faceți bani, cum să faceți o afacere care va fi de succes. Ca să-i sfatul, fiți de succes! Și ca să fiți de succes, trebuie să începeți pas cu pas. Cu alte cuvinte, aveți un suflet mare? Iubiți pe cineva foarte intens? Însă, dacă simțiți că în acest moment dragostea e prea mare, sau e prea la distanță, sau e atât de mare că nu o puteți ține, o amânați sau o refuzați. 4 de cupe asta face, refuză, amână, chiar dacă e trist, chiar dacă e neplăcut. Selectați. Selectați, ce? Să fiți cu picioarele pe pământ. Asta aud, să fiți cu picioarele pe pământ. Poate este familia voastră, 10 de monede. Și vreți să faceți ceva cu familia voastră. Sunt multe variante. 10 de monede poate să fie familia voastră. Vă concentrați. Blocați acest personaj foarte frumos de altfel pentru unii, nu pentru toți. Așa și vă concentrați pe familia voastră, pe banii voștri, pentru că vă dați seama că până ajungeți la această vibrație pentru unii dintre voi e ceva cale. Steaua e mai greu de atins. Dragostea asta e mai greu de atins, da? Dragostea asta, drăgostiții și regele de cupe. E greu de atins. Și atunci, dacă e greu de atins, reveniți un pic cu picioare de pe pământ. Creați impresia că ați refuzat-o. Deși, de fapt, ați compartimentalizat-o și vă concentrați, repet, pe ceea ce reușiți să puneți în practică. Și uite așa, într-o formă sau alta, de la practică, vă întoarceți iar la un moment dat în timpul acestui an la dragoste, la o nouă dragoste, la o relație fericită. Poate că va veni o nouă dragoste care vi se potrivește, cu care puteți lucra. Poate. Poate să fie aceeași dragoste, variază de la om la om. Însă, dragostea aceea care va veni, repet, dați în urmă, vă va vindeca de foarte multe. Unii dintre voi veți lucra la renașterea voastră, la vindecarea voastră, că ceva s-a întâmplat acolo în trecut. Și 8 de spade ar fi... O să vedem ce înseamnă 8 de spade. Curățăm cărțile pentru numărul 2.
Cineva e dezechilibrat? Învățați-vă să vă echilibrați. Cineva n-a ascultat îngerii? E problema lor, sper că nu a voastră. Învățați să vă ascultați intuiția îngerii ghizii. Clasificăm totuși regele de cupe. Cine acest rege sau regină? Persoană matură, peste 40 de ani. 9 de monede. Posibil peștrac, scorpion, fecioară, taur, capricorn. Persoană independentă. Poate să fie o femeie, da. Poate să fie o femeie independentă, o femeie singură, matură, iubitoare, generoasă, înțeleaptă. Dar vă simțiți unii dintre voi nepregătiți pentru această femeie, da? Voi sunteți valiți pe lângă această femeie. Dacă e femeie, poate să fie și bărbat, poate să fie invers, vedeți unde e, că e talare generală. Dar e o diferență profesională, aș spune, spirituală, pentru că nouă e creștere spirituală. Probabil personajul acesta vindecă și alte persoane. E o persoană publică. Măi, v-ați îndrăgostit o persoană publică? Uneori e bine. Măcar că ne inspiră aceste persoane, ghizi, ne inspiră să creștem. Din acest motiv zic că valetul de monede sunteți chiar voi, uite, un suflet pereche. La care vă gândiți, uite, vă gândiți tot timpul la această dragoste. Dar vă dați seama că sunt niște obstacole foarte greu de trecut ca să vă reîntâlniți, ca să vă reîmpăcați, ca să vă simțiți, resimțiți împreună. Valetul de monede. Clarificăm valetul de monede. Wow. 8 de spade și apare în viitor 8 de spade, dar a venit invers 8 de spade. Aș spune că vreți să vă eliberați de această obsesie. E o obsesie. Vreți să vă eliberați de această obsesie și să vă descoperiți, eu știu, pe voi. Ia uite, valetul de monede, iar, asul de cupe. Măi, dragostea asta chiar vă vindecă. E de frica de a vă crea viața, cavalerul de monede. Valetul cavalerul de monede, de a vă crea stabilitatea. Dar știți că totuși trebuie să depășiți frica aceasta și la un moment dat... Ia uite, spre ce merge valetul, cavalerul de monede, spre stabilitate, 4 de monede, spre îndrăgostiți, împărătea sau... Eu cred că vă veți întoarce la acest personaj, nu știu cine este. Repet, vedeți cum se așează informațiile, că poate sunt invers, în oglindă. Dar ceva este. Este o nepotrivire, aș spune, socială, profesională, poate chiar spirituală, și celălalt, care se simte un pic mai jos, aș spune că, am zis, repet, compartimentalizează acest personaj, foarte inspirant, foarte fain, îl compartimentalizează și se concentrează pe ce are de creat, ce are de dezvoltat, ca să se poată reîntoarce, ați văzut cărțile, într-o poziție mai aproape de... cât de cât de la egal la egal, să zic. Vreți egalitate. Și e normal să vreți așa ceva. Și eu susțin acest lucru, pentru că eu nu susțin poziția de victimă, de... salvat de clopoțel. Nu, trebuie să vă salvați voi și prin credință. Mai dăm o carte pe acest 8 de spade. Puterea. Trebuie să aveți putere să vă transformați. Ego-ul, fricile, obsesiile, blocajele, programările mentale. Și să vă dezvoltați spiritual. Aici este puterea. E o luptă interioară. A voastră sau personajul respectiv. Nu știu care, unde sunteți. E o luptă, ia uite, 10 pentru 10 de cupe. Pare o fantezie, o iluzie să fiți fericiți cu acest personaj, dar unii dintre voi vreți să manifestați această fericire. Clarificăm steaua de curiozite. Sper să... Spune-te, dar nu doar pe asta. Asul de bâte. A fost ceva, o pasiune între voi și acest personaj public?
Uite, o pasiune care acum a devenit copleșitoare, de care ați vrea să vă eliberați și iar să creați ceva, ceva practic. Patru de cupe. Uf, ce asta a venit? Nebunul și temperanța. Nebunul invers, frica de a risca și echilibru, dezechilibru. Nu mai vreți așa ceva, nu mai vreți să vă blocați. Că de fapt cine nu riscă, cine nu îndrăznește să o ia de la zero, are o teamă, e un pic dezechilibrat, nu? Stă în acele obsesii. Face parte din transformarea prin care treceți. Poate ei v-au refuzat? Nu știu cine refuză, ce refuză. Sunt multe variante de interpretare. Este un refuz, este o frică de a risca, este un dezechilibru. Cine a fost dezechilibrat, cine a fost echilibrat și a intuit că are de-a face cu un personaj mai frufru. Așa simt nevoia să zic frufru. Dar dragostea este regele de cupe. Și frica de stabilitate. Măi, este frica cuiva de a... Da, asta e. Știți voi, degeaba simți dragoste, degeaba simți pasiune dacă nu construiești o relație. Se vede. Cum se zice? Fear of commitment. Parcă așa se zice, nu? Cavalerul de monede. E frica de a fi stabil și de a avea o relație stabilă. Deși iubești. Regele de cupe. Că e energia voastră, că e energia lor. Asta e. Și cine a simțit că celălalt nu e stabil, nu e echilibrat, a refuzat, a zis, ok, pasiune, dragoste, ce-ar fi, keep the distance. 10 de monede, concentrați-vă pe banii, pe ce aveți voi de creați, pe afacerea voastră, 9 de bâte vreau să-mi clarifice exteriorul. Posibil, cine refuză și blochează. Wow! E un doliu. 5 de cupe. Cineva e în doliu și probabil că starea lor emoțională blochează, eu știu. Ia, justiție. Exterior. Poate că au fost oameni nedrepti cu voi, care acum suferă consecințele nedreptăților. Pe de altă parte, dar vă și un doliu. Aș spune, totuși, este o influență exterioară. Ar putea să fie doliu cuiva și totuși determinarea cuiva de a depăși acest doliu, că 5 înseamnă schimbare, de a depăși, de a sta în picioare chiar dacă suferă și de a-și păstra echilibru. Și atunci devine un personaj, într-adevăr, o influență pozitivă, acest personaj. Situație la distanță pentru unii. Mai dăm o carte. O de monede. Da. Voi știți cum corespunde și pentru ce acest mesaj, dar influența exterioară este cineva care muncește pentru echilibrarea vieții sale, în condițiile în care a trecut prin niște blocaje, prin niște suferințe imense. Și iar aș spune 8 și cu 9, și cu 9 ar putea să fie același personaj, independent, care acum își redresează finanțele după niște probleme și iar devine, redresând și stând în picioare cu determinare, iar devine personaj inspirant. Interesant. Valetul de bâte? Da, aici vă este teamă că atracția aceasta pentru ce nu o fi e doar e un vis, e obsesie. Aici este frică.
vise erotice obsedante, obsesive, vă macină, e o teamă. În fine, 10 de cupe. Ia uite, 3 de monede, da. Ce vă doriți? Relații în care să munciți, să vă construiți fericirea împreună. Și apare 3 de monede și asul de cupe, vedeți? Ce vă doriți, veți manifesta totuși în acest an. Dacă vă doriți, repet, să construiți această fericire și voi separat, dar la un moment dat și cu persoană. Iar apare regele de cupe aici în sufletul vostru și persoana dragă. Oricineva vă inspiră. Oh, interesant. Cineva posibil vă inspiră. Aici 3 de monede de diferit. Vedeți? Cineva vă arată. Am zis că cineva vă inspiră. Vă inspiră cum să stați în picioare în povida tuturor problemelor și să vă construiți fericirea. Și nu e o fericire strict financiară. La început este acum. Concentrați-vă pe financiar, da, sfatul. Dar veți simți că este și o fericire emoțională, sentimentală, romantică, ba chiar spirituală cu această catedrală. Și cine vă arată, eu am zis, veți învăța cu valetul de monede și veți pune în practică. Aici este o singură persoană care a pus în practică ce a învățat. Sau ce va fi învățat în această perioadă, veți învăța. Și asul de cupe. Veți învăța să vă vindecați, veți învăța să iubiți, veți învăța să fiți la fel de generoși sau să fiți, nu știu, e cineva în viața voastră care vă inspiră. Acum, cu o fi inversia. Dăm și pe 8 de spade. Clarificăm totuși în viitor 8 de spade. Regele de bâte. E obsesia cuiva de a vă avea. Mai dăm o carte în viitor. Regele de bâte. Mai dăm o carte pe 8 de spade și regele de bâte. Faeton. Iar numărul acestui an. Vă veți schimba viața. În acest an vă veți schimba viața cu faetonul și roata norocului, vă veți schimba viața. Și dacă în această perioadă vă concentrați pe familie, pe chestii tradiționale, pe bani, pe business-ul vostru, la un moment dat, echilibrându-vă material, veți crea, să zic, spațiu ca să conțineți, exact ce am zis mai devreme, să conțineți dragostea de care sunteți capabili. Aș spune o dragoste, nu știu, cu moartea și trăsnetul. Wow! O dragoste, nu știu, fatală, asul de cupe. Dar iar văd o moarte neașteptată de care... Nu știu, nu e a voastră, e cineva din exterior, pierde pe cineva, e în doliu, doliu respectiv vă separă, dar la un moment dat veți reveni împreună cu steaua. Și veți vindeca toate influențele negative care se pun, blocajele între voi și persoana dragă. Eu asta văd. Sper să văd bine. Deci pe asul de cupe, te rog, o clarificare. Nu sunt multe. Sau nu, 10 de monede mai întâi. Iar sunt multe. 10 de monede, te rog. Sfat, 10 de monede. Ia, că nici ceva invers. Valetul de spade, invers. Ai, aveți acasă pe cineva, fără supărare, aveți acasă pe cineva, o persoană foarte avidă de bani, doritoare, obsedată de bani, posibil mamă, rudă, soră, eu știu, energie feminină, acasă, care posibil și bârfește, sfatul este să-i studiați un pic, să-i studiați și să vă eliberați cu 6 de spade. Să mergeți spre o nouă direcție, spre afacerile voastre, nu știu, ceva... mai dăm o carte. Valetul de spade invers. Oricineva ascunde niște bani, eu știu,
chestii sau poate mușteniri. Ia sunt multe cărți. Regele de monede, deja am văzut mai devreme regina de monede. Nu știu, dacă sunteți căsătoriți, e o căsătorie care vă consumă. Dacă sunt responsabilități acasă, în familie, în neam, iar vă consumă aceste responsabilități, dar în această perioadă va trebui totuși să vă concentrați pe ele și să, exact ce am zis mai devreme, să vă redirecționați. Valetul de monede, nu, și așa simt. Valetul de bâte, iar îndrăgostiți și împărăteasă. Mai cineva minte acasă, nu? Cu 7 de spade, remitul 7 de spade. Creează iluzii. O mamă copiilor. Deci, are cineva acasă? Sper că nu voi, dar dacă sunteți voi, voi știți. Cineva are acasă o energie feminină care minte? Care v-a rănit într-un fel sau altul. Dar vedeți, apare aici 10 de cupe. În ce condiții? 3 de spade. V-a creat iluzia acest personaj. V-a